Salutare și binevenit pe canalul de YouTube Mr Crypto. În videoclipul de astăzi vă prezint un joc care nu a fost lansat încă pe Launchpad-uri, nu a avut IDO, ce își dorește acest joc, partea de tokenomics, parteneri și care sunt platformele în care puteți participa, dacă considerați că este un proiect care vă place. Pentru început, doresc să vă mulțumesc tuturor celor care faceți parte din comunitatea Mr Crypto. Să vă urez sărbători fericite și liniștite alături de cei dragi. Iar aceleași urări le adresez și celor care sunt pentru prima oară pe acest canal. Dacă vă place ce ați găsit aici, vă invit într-o comunitate extraordinară, o comunitate educată, o comunitate care este axată pe a oferi sprijin tuturor celor care au nevoie de îndrumare în cripto și nu știu unde să găsească. Voi lăsa linkurile atât pentru canalul de Telegram cât și pentru canalul de Twitter, unde postez zilnic informații din cripto în descrierea acestui videoclip. Revenim la proiectul de astăzi. Vă rog să rețineți că rolul acestui videoclip este unul educațional și nu reprezintă un sfat de investiție. În același timp, performanțele unui proiect nou depind foarte mult de condițiile de piață în momentul lansării și este foarte posibil ca un proiect, chiar fie el extraordinar, să aibă performanțe modeste în cazul în care piața nu este una favorabilă. În timpul nostru modern, spațiul a devenit fără îndoială o sursă nesfârșită de inspirație pentru umanitate, iar blockchainul este un exemplu excelent a ceea ce poate realiza tehnologia modernă, Lumile realității și ale tehnologiei sunt acum interconectate ca niciodată. Universul în creștere rapidă al jocurilor face tot posibil pentru a ține pasul și pentru a introduce utilizatorii cu noi realizări și inovații în industrie. În plus, tehnologia are un impact global puternic asupra peisajului economic mondial, milioane de oameni din întreaga lume jucând jocuri bazate pe blockchain. Ce este Galaxy War? Galaxy War este un simulator clasic dar unic de strategie spațială, DeFi și NFT pe rețeaua OKEx. Creatorii proiectului s-au inspirat din jocurile tradiționale și legendare celebre, cum ar fi Minecraft, EVE, Roblox și altele. Galaxy War oferă jucătorilor din întreaga lume un produs metavers în continuă expansiune, ce integrează diferite elemente de joc, cum ar fi simulare, bătălii cu navestelare, colecție de planete și multe altele. Scopul jucătorilor este să concureze cu mii sau chiar milioane de alți jucători pentru controlul suprem asupra universului nostru. În ciuda caracterului atemporal al poveștii sale, Galaxy War nu este doar un alt joc spațial tipic. Este un joc dinamic, multi-chain, în care multe blockchain-uri servesc ca universul paralele, în care jucătorii își pot asuma riscuri și pot câștiga bani. Ecosistemul elimină granițele tipice găsite în alte jocuri play to earn, experiența multiversă este diferită de orice au întâlnit jucătorii până acum. În Galaxy War, aventura începe când o colonie este fondată pe o planetă îndepărtată nelocuită. Fiecare jucător va fi uimit de grafica tridimensională de primă clasă. Lumea fizică va dispărea pe măsură ce te pierzi în lumea captivantă și fascinantă a războiilor dintre galaxii. Galaxy War oferă peste 50 de construcții diferite din care să te bucuri precum și peste 20 de tehnici și nave stelare. Narațiunea este centrată pe un univers fantastic creat de scriitor talentat de science fiction. Ca jucător ai capacitatea de a aduce război, politică, piraterie, comerci și de a explora un milion de stele alături de sute de mii de alți jucători la fel de pasionați. Veți putea să vă modelați și să vă creați propriul viitor spațiu de joc, să construiți infrastructură economică și militară, să vă alăturați bătăliilor pentru resurse valoroase, să vă înarmați flota, să vă consolidați forțele și să minați resursele de la alți jucători, să faceți comerț cu alte civilizații pașnice și să construiți alianțe pentru a ataca în comun alte planete. Care este structura jocului? Fiecare jucător nou trebuie să aleagă o rasă. Aceasta poate să fie una din cele trei rase disponibile, respectiv Sidel, Iudac, Mita, și să-și creeze propriul personaj, care ulterior nu va mai putea fi schimbat. Nava stelară este cea mai importantă unitate din joc. După funcție, navele stelare sunt împărțite în nave de luptă, nave de transport sau nave de colectare. Armele. Fiecare Starship din joc are mai multe sloturi pentru arme, iar arma obținută în joc trebuie instalată în slotul corespunzător pentru a avea efect. Tipurile de arme includ rachete, lasere și unde electromagnetic. Planete Fiecare planetă începe cu un pământ virgin disponibil pentru ocupare de către orice jucător. Fiecare planetă are propriul său sistem de apărare, iar jucătorul poate îmbunătăți aceste sisteme de apărare după ce a preluat planeta. Sistemul Jucătorii pot intra sau ieși liber din orice sistem planetar. Toate sistemele planetare sunt conectate prin port stelare. Mai multe sisteme planetare legate de o poartă stelară pot forma o constelație, iar mai multe constelații adiacente pot fi combinate într-un câmp stelar. Lupta. Lupta este conținutul de bază al Galaxy War. Există două tipuri de luptă, player vs. player, respectiv player vs. computer. Recompensele. În joc, jucătorii pot obține recompense de bază învingând computerul sau luând bunurile altor jucători învingându-i în luptă. Alianța. Alianța este o organizație de jucători înființată și gestionată de jucători. Fiecare clan poate urma o rută de dezvoltare diferită, respectiv dezvoltare comercială, tehnologie militară, industrială, etc., și a cărei selecție depinde în întregime de membrii săi jucători. Jocul Galaxy War oferă mai mult decât o experiență vizuală și captivantă, uimitoare, de care toți se vor bucura fără îndoială. Dar, pe lângă aceasta, există și beneficiile suplimentare ale jocurilor NFT de la câștigarea de bani și creșterea veniturilor până la deținerea cu adevărat a conținutului jocului. Echipa din spatele proiectului a făcut progrese semnificative în atingerea obiectivelor sale de a crea un ecosistem de joc pentru a câștiga fără egal și în același timp a fi un joc distractiv dar și profitabil. Scopul lui Galaxy War este să fie un produs gamify revoluționar. Cu multe jocuri concepute pentru a simula explorarea spațiului și războaielor galactice, Galaxy War își propune să iasă în evidență din mulțime. Aceste investiții vor zgudui cu siguranță lumea criptogamingului și vor duce metaversul către frontiere galactice noi și profitabile. Odată intrați pe site-ul acestor, o să găsiți mai multe informații disponibile, inclusiv white paper-ul pe care vă recomand să-l studiați, deoarece este extrem de interesant. Dacă nu doriți să studiați întreg white paper-ul, găsiți o variantă scurtă, ca să-i spun așa, în pitch deck. În acest pitch deck o să găsiți informațiile mai bine structurate, de asemenea puteți găsi și partea de tokenomic și partea de echipă. Din ce vedem pe site, echipa numără în momentul de față 11 membri. La partea de tokenomics avem o dată specificat că vor exista doi token. Tokenul Galaxy War Token, respectiv tokenul Dark Matter, cu simbolul Dark. Galaxy World Token este un simbol de guvernare multifuncțional cu aplicații atât în joc cât și în direcția politicii economice din lumea reală. Jucătorii pot obține ca și recompensă token GVT câștigând bătălii player vs player. Tokenul se numește Galaxy War Token, simbolul acestuia este GWT și oferta totală este de un miliard de token. Adresa tokenului va fi disponibilă atât în rețeaua Binance Smart Chain cât și în Solana respectiv în OKX. Al doilea token se numește Dark Matter și este moneda nativă în joc folosită pentru a achiziționa clădiri, nave, echipamente și echipaj. Nu există limite superioare a cantității. Jucătorii vor avea nevoie de Dark pentru cheltuieli operaționale, cum ar fi construirea de facilități și cercetarea navelor stelare. Cei un miliard de token, conform White Paper, sunt împărțiți în felul următor. 24,5% se duc ca și reward în game, 14,5% sunt dedicați echipei și important de menționat că aceștia vor avea 0% la TG, adică în momentul lansării, după care vor avea tokenii blocați timp de 3 luni, iar ulterior se vor debloca 10% pe lună, în a patra lună, după care 15% pe trimestru. Pentru partea de development și marketing se duce 20%, către advisor și incubator 7% pentru furnizorii de lichiditate 10%, respectiv pentru lichiditate pe BSC, OKX și în rețeaua Solana 5%, 2% merge către vânzarea publică, 12% către vânzarea privată, respectiv 5% către vânzarea în SID. Din punctul meu de vedere, aș fi preferat ca echipa să aibă tokenii blocați o perioadă mai lungă de timp, nu doar 3 luni de zile. Smart contractul se pare că a fost și auditat, conform a ceea ce specifică ei în white paper, de către Knowsec Blockchain Lab. Aceștia au și un videoclip de prezentare în white paper destul de interesant. Galaxy War. First, homeworld home world <laughs> color vice planet Get ready to fight. Pe paginile social media, aceștia au undeva la peste 100 de membri în Telegram în momentul de față și aproape 100 de mii pe canalul de Twitter. Nu am reușit, în schimb, să mă conectez pe canalul lor de Discord să văd ce fel de activitate există și pe acel canal. În schimb, pe pagina de Twitter și pe Telegram, interacțiunile există, postările destul de dese și la subiect, din punctul meu de vedere. Bun, ce avem de făcut în cazul în care dorim să investim în acest proiect? În momentul de față eu am găsit trei platforme în care acest joc o să aibă vânzare. Una dintre ele este platforma Bullparks pentru care eu am realizat un tutorial. Vă invit să-l vizionați, iar dacă videoclipul este pe gustul vostru, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe și vă mulțumesc pentru asta. La fel și pentru proiectul de astăzi. Pe platforma Bullparks, aceștia vor avea vânzarea la secțiunea de VC, deoarece pe platforma Bullparks există atât varianta de VC cât și varianta de IDO, iar pentru acest joc vânzarea va avea loc în data de 27 decembrie. Tot în data de 27 decembrie, aceștia vor avea un IDO pe platforma Infinity Pad. Menționez că nu am participat încă în platforma Infinity Pad, în schimb particip destul de des în platforma celor de la Bullparks. Nu știu ce randamente și cum funcționează această platformă. Rugămintea mea este ca în cazul în care sunteți interesați de acest proiect să intrați pe platforma Infinity Pad să vedeți care sunt condițiile pentru a putea participa la acest proiect. O altă platformă pe care ei au vânzare este LoungeZone, la fel o platformă care nu am folosit-o. Și ultima platformă pe care am descoperit-o zilele acestea este platforma Wiggle. La fel, proiectul va desfășura o acțiune de vânzare și pe această platformă. Lista de parteneri și investitori este una impresionantă. Avem un număr foarte mare de parteneri și investitori. Deși, dacă m-am uitat cu atenție, am văzut doar câțiva dintre ei ca fiind mai cunoscuți în această piață cripto. Asta nu înseamnă că sunt parteneri slabi sau că sunt parteneri buni. Nu toți dintre acești parteneri și investitori sunt cunoscuți, s-ar putea ca unii dintre ei să fie de fapt parteneri foarte, foarte buni și să nu am eu cunoștință de ei. Ar trebui să investim în Galaxy War? Asta trebuie să o stabilească fiecare pentru el. Luați în calcul că șansele ca peste 90% din proiectele de gaming și NFT să nu poată să treacă peste un bear market și să nu livreze nici pe departe ceea ce promit. Am spus și o repet cu fiecare ocazie. Nu investiți mai mult decât vă permiteți să pierdeți și cel mai important, am recomandat și recomand în continuare ca în cazul în care intrați într-un proiect de gaming, NFT, DeFi, de fapt în orice proiect cripto, în cazul în care din prima tranșă de vesting primită vă puteți retrage investiția inițială la TGE, adică în momentul în care se lansează proiectul, să o faceți fără să stați pe gânduri. Cu ce rămâne din ce aveți de primit, o să aveți timp suficient să analizați ulterior dacă doriți să deveniți un susținător al acelui proiect și să păstrați tokenii long term. În acest fel, dacă ați recuperat investiția inițială și cu ceva șanse și un profit, puteți să vă îndreptați către un alt proiect și în acest fel o să vă puteți diversifica portofoliul. Plus, șanse mult mai mari ca unul din aceste proiecte să vă aducă un profit nesperat. Dacă continuați doar să investiți și nu vă folosiți de motoul comunității Mr. Crypto, care este unul foarte simplu și anume, marchează profit, o să ajungeți în momentul în care o să aveți o mulțime de tokeni, unii probabil valoroși, dar cu siguranță marea majoritate la un nivel mult mai scăzut decât ați spera voi. Deci, în cazul în care ați primit 10% din token la listarea a acei 10%, vă recuperează întreaga investiție și cu ceva șanse și un profit, sfatul meu este să vă retrageți investiția inițială. Nu așteptați și nu sperați că o să facă 10x, 100x, 1000x. Retrageți-vă investiția inițială și o să aveți fonduri pentru un alt proiect. Piața cripto în momentul de față nu este neapărat în cea mai bună perioadă ei, iar randamentele proiectelor nu sunt cele pe care le aveam cu o lună în urmă, cu două luni în urmă. Avem totuși randamente decente, și dacă știm să analizăm cât de cât un proiect, putem să ne dăm seama care din aceste proiecte au și un viitor. Așa cum am menționat și la început, nu pot să vă recomand să investiți sau să nu investiți în acest proiect. Este posibil ca proiectul să facă 10x, 100x sau este foarte posibil ca proiectul să nu livreze nimic. Trebuie să vă asumați singuri dacă doriți sau nu doriți să intrați în acest proiect. Așa cum am menționat, în momentul de față se lansează pe patru platforme, pe Infinity Pad, pe Launch pe Bullparks, respectiv pe Wiggle și posibil o să anunțe și alte platforme. Intrați pe paginile acestora de Twitter, de Telegram, intrați pe site-ul acestora, luați-vă informațiile necesare și vedeți de ce este nevoie pentru a putea participa în vânzarea tokenului. Cam atât am avut să vă prezint eu în videoclipul de astăzi. Vă doresc încă o dată sărbători fericite! Vă invit în comunitatea Mister Crypto pe Telegram sau mă puteți urmări pe Twitter, unde postez zilnic informații din cripto, informații despre proiecte de acest gen, despre IDO-uri, despre cum evoluează acele IDO-uri și multe alte informații. Voi lăsa linkurile în descrierea videoclipului, atât pentru canalul de Telegram, cât și pentru canalul de Twitter. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu drag la videoclipul următor.